Salutare tuturor, bine v-ați la un nou videoclip. Astăzi o să încercăm nivelul Birthday Party. Oh. Care este un nivel de 4 stele și este, ei bine, știți deja, bonusul lui The Forte Anniversary pe care vi l-am și arătat. Deja are chestia asta cu care îndoaie ecranul în background al lui Faded. Deci acesta e background-ul de la Faded, da. Pentru cei care nu știu nivelul. Și până la urmă, dacă ați observat, această melodie este remixul lui World Cup. Na. Ah, nu cred. Era coroana. Acest nivel până la urmă n-are mystery box-uri. Iar acesta este background-ul de la un alt nivel care tot la fel a fost scos din joc și anume Ignite. Pe care până la urmă l-ați auzit în videoclipul, am un anunț important de făcut. Și păi dacă îmi spuneți că de ce, adică de ce a fost scos din joc, adică nivelul, și puteți să-l găsiți într-o versiune mai veche sau chiar hack-uri, că până la urmă există și hack-uri pe care poți să le faci în acest joc, adică de exemplu să setezi data jocului într-un anume timp
practic nivelul nou rămâne, dar numai că le găsești și pe alea vechi. Și uitați de... Oh. Și deci uitați de ce a fost scos din joc. De ce credeți voi? Pentru cei care au spus că e melodie de la... Că e melodie de la Alan Walker, foarte bine. Dați un like și subscribe la acest videoclip cei care ați ghicit. Nu cred. Încercând să vă dau pe lângă. Am gata acolo. Hai că mai e un cadou care ar putea să ne dea vreun loc. Dai. Aaa, nu, am trecut pe lângă diamant. Na. Na. Ceva? Ai și știi ce am observat la treaba asta cu cadou? Cadourile astea care schimbă caracterul nu se vor schimba niciodată în nu te vor schimba niciodată, dar niciodată în nu mai știu ceva să zic mai devreme cu background-ul. Dar aia e. Ok, am făcut un record.
Wow! Nici n-am mai luat cadou măcar. Mă, m-am dus în ăla. Da. Tătăp. Cred că e a patra oară când greșesc la un cântec făcut chiar de mine. Oh, bine ești așa, trick ball cu stup. Deci pot să mă duc direct așa. Cam bănuit eu treabă. Mamă, cred că se face chestia aia de mumoră. Adică face gen prea mult. De ce? Ei. Acum încercăm pe cadouri. Na. Ideea este că unele, am văzut că unele arătai, crede cu voi, gen, că era să zic că unele bine se rotesc, chiar și când, ai, că unele bine se rotesc, chiar și atunci când sunt, chiar și în aer, dar exemplu, Voyager 2 nu s-a rotit. What? Nu înțeleg că o am pierdut scut acolo. What?
Ai... Și până la urmă, acum urmează background-ul cu mingea potrivită, gen. Adică, practic, pentru Ignite se potrivește Voyager 2-ul. Ce? De ce mor acolo? De la ăla care se rotește, cred că mor. Dar nu știu de ce faci hitbox acolo. Da, supersonic cu scut. Așa, excepție, supersonicul. Ați văzut? Se rotește acum. Dar când era acolo, nu s-a mai rotit. Ați văzut? Așa, cred. Nu știi, nu știu, aici la final de tot. Și până la urmă, nivelul acesta, putem să avem, ai minim o coroană mereu, pentru că până la urmă știu că în birthday party există o coroană gratis la final. Până la urmă tot Pumpkin mi-a dat. Adică practic sunt momente care ești bila aceea și fix bila pe care o ai deja, pe ți-ai și dat-o. Adică da, adică practic știți la ce mă refer. Gen, adică eu sunt Pumpkin și îmi dă tot Pumpkin. Adică practic n-a schimbat nimic. Doar că dacă pierdeam scutul până acolo, adică de la prima, îl recăpătam acolo. Că până la urmă nu e logic. Na.
nu știu. Că până la urmă n-am mai făcut până aici. Na. Oricum am terminat și nivelul acesta și oricum cam atât a fost videoclipul. Dați like!